Muzica, miraculoasă și captivantă, îmbrățișează forme inedite de exprimare, noi mijloace de expresie, reprezentând totodată, prin puritatea și forța de insinuare a esenței sale, liantul cel mai discret dintre filozofia, științele și artele umanismului renașentist. Ea își capătă un statut propriu, evoluând de la stadiul de auxiliar al dansului la cel de artă conturată și independentă, slujind sincera comunicare a bogăției interiorului omenesc. În contrast cu marii creatori ai celorlalte arte, muzicienii timpului n-au dorit să reînvie tale coale idealitatea elină. Ei au visat o muzică plină de inefabil și farmec, în care dramatismul transpare prin nuanțe subtil rafinate. Ei au întrețesut o atmosferă, o spiritualitate muzicală nouă, în care perfecțiunea reapare într-o exprimare liberă, în originale și variate expresii. În acea perioadă, muzica vocală reprezenta unul din principalele moduri de comunicare artistică în perimetrul european. Corul este cel care i-a incitat pe compozitorii renașentiști în demersul lor creator, în înariparea năzuințelor lor către perfecțiune, iar rinașimentoul constituie astăzi, poate mai mult ca oricând, o condiție necesară spiritualității contemporane, periclitată de tehnicism, unilateralitate, dezechilibru sau chiar de autodistrugere.